Bună seara, doamnelor și domnilor, Ionel Ilaș Instant. 17 martie 2018, orele 19:30, Darabanii de Botoșani. Iarna s-a întors, dar nu s-a întors așa, s-a întors în toată haina ei albă. Ninge, bate vântul, e rece. Și nimeni n-ar fi crezut dimineața la ora 10, pe acel soare și pe acea căldură, că 10 ore mai târziu iarna va reveni la Darabani. Scopul intervenției mele de astăzi este să vă îndemn să fiți măcar o dată în viață jucători. Mie mi-a lipsit exercițiul psihologic al jucătorului și astfel m-am pierdut toate șansele mele în viață, indiferent de ce plan și de ce natură. Președintele Traian Băsescu, înainte de a fi un dur politic, nu are rost să amintesc că a stat la cârma țării 10 ani de zile, înainte de a fi un mare om politic, poate cel mai mare om politic de după anii 2000 din estul Europei, a fost comandant de vas, cel mai tânăr comandant de vas. Dar el a fost format la Marina Militară, ca așa era pe vremea aia, ca un luptător, ca un jucător. Nu poți fi jucător dacă în prealabil nu ești un luptător. Nu poți fi luptător dacă nu ai elementele de psihologie specială care te fac să fii puternic în orice situație. Pavel Coruz v-ar fi spus prin învățăturile sale cam ceva în genul următor. Nu te arăta slab în nicio situație. Darabani a deschis de câteva ore, mai bine zis, de ieri sau de astăzi, încă două cazinouri. Acesta este Nevada. Înăuntru sunteți introduși parcă într-o lume a Statelor Unite, Las Vegas. Așadar, ceea ce se vede aici nu e numai pe din afară, ci și înăuntru. De ce vă îndemn să intrați și să riscați un 5 lei, un 10 lei? Să vă analizați pe dumneavoastră și să vedeți ce anume din particularitățile psihologice vă fac să reveniți să mai jucați sau nu. Cel mai interesant exercițiu de psihologie specială de privitor la gamblers, la jucători, este acela de a-ți analiza propriile reacții, propriul tău fel de a fi, în momentul în care riști să pierzi sau riști să câștigi. Vei spune într-o tradiție populară că trebuie să muncești și banul muncit e la sfânt, ca să spunem așa, și dacă l-ai trudit și l-ai făcut atât de greu, de ce să-l arunci la păcănele? Eu nu spun așa ceva, eu spun numai că merită odată, la un sfârșit de săptămână, la o sărbătoare, ceva, să te simți jucător. Toți politicienii care au riscat și au ajuns în funcții înalte au avut psihologie de jucător. În engleză se numește gamblers. Comunismul a lipsit estul Europei de această psihologie a jucătorului. Din cauza aceasta, după anii 90, foarte mulți dintre noi am fost spectatorii celor care au reușit. De ce au reușit? Din cauza că nu l-au citit, dar l-au avut în propria lor ființă pe Dale Carnegie, arta succesului. Cum să câștigi, cum să învingi. Personal, nu am intrat până în martie într-o sală de joc. Nu am apăsat niciodată pe păcănele. Nu mi-am propus niciodată să câștig ceva. Dar mi-am zis, îl admir pe președintele Băsescu. Ia să vedem noi cum anume se schimbă mintea omului dacă intru în pielea unui tip care riscă o sumă foarte mică de bani sau pariază pe niște bile, ca să spun așa. M-am ocupat de psihologia specială a supraviețuirii, dar eu personal nu am avut în propria mea definire psihologică elementele unui jucător, unui gambler. Dacă nu le ai, pierzi toate șansele din viață. L-am adus până în fața paribetului, cel mai bun din toate punctele de vedere, loc unde puteți învăța tainele. Există și aici niște secrete, tainele jucătorului
de noroc. Mai mult decât atât, aici lucrează și un puști, eu așa îi spun, mult prea inteligent pentru meseria pe care o face și care s-a trezit cu un dosar penal vrând să ajute niște infractori adevărați. Dar nu e problema mea. Eu îi mulțumesc, se numește Negru Ghiță și el m-a învățat pe mine ce pot face eu cu 5 lei și cum pot juca american poker. Merg repede, repede să nu mă calce vreo mașină. Iarna e fantastică. Doamne, cât mi-am dorit această iarnă, dar știți de ce? Ca să iau de la început. Întotdeauna o luăm de la început. Foarte mulți dintre noi avem această psihologie a individului care o ia de la început. Își lasă prima nevastă, o ia de la început cu a doua. Își lasă un serviciu, de la început cu al doilea. De foarte multe ori, foarte mulți dintre noi o luăm de la început. Dar de ce? Pentru că nu avem psihologia jucătorului. Și v-am adus la DMS Drinks și chiar vreau să vă spun că înăuntru e ca în București. Nu vă mai spun că prezențele de la bar fac atmosfera deosebită. Sunteți serviți și din partea casei cu ceva. E un moment de bucurie pentru mine. Eu am pierdut totul în viață pentru că nu am avut niciodată până în martie 2018 și am anii pe care am niciun element de psihologie practică în ceea ce privește definirea personalității unui gambler, a unui jucător. Eu n-am știut să-mi joc șansele și am pierdut. Datorită unui puști Negru Ghiță, am învățat pe 5 lei, 10 lei să apăs pe American Poker și să văd cum e cu betul, cum se măresc șansele, cum se pariază și m-am analizat pe mine. Și mi-am dat seama ce simt eu când pierd o sumă foarte mică, ce simt când câștig și mai ales mi-am dat seama de atitudinea pe care am pierdut-o neștiind să joc jocuri de noroc. Vă mulțumesc și dacă sunteți în nordul țării, treceți, intrați pe la un astfel de joc.